Hanya. Fain este să stai pe tastatură. Domnilor și domnilor, bine ați venit la o nouă serie care începe de azi. Eu mă distrez singur. M-am gândit să încep o serie de Minecraft hardcore, pentru că n-am jucat niciodată chestia asta pe hardcoreală. Mi-e un pic frică și vreau să mă distrez cu prostia asta. M-am uitat la o grămadă de clipuri în care construiau oamenii chestii foarte faine în creativ și am zis că trebuie să încerc și eu odată în viața asta hardcoreală. V-am zis în clipul de ieri că o să fie foarte mult gaming acest an, dar o să mă distrez. Cam asta e tot ce vreau să fac pe YouTube anul ăsta, să mă distrez. O să numesc numele Kipop, asta e numele pisicii. O mică precizare, Minecraft-ul meu nu arată normal. Am pornit Optifine-ul și bâslul și Shader Pack și arată foarte blănel. Mamă, ce bine arată soarele și apa. Știu că hardcore ăla e nașpa, că dacă mor s-o dus totul pe șlong. Am puține emoții, trebuie să recunosc. Eu n-am mai jucat Minecraft de când a fost băgat update-ul ăla cu Nether. De multă vreme. Ce se întâmplă? Nu. Mamă, ce țapă putea fi asta. Dar și eu prost sar în prima gaură care îmi sare în cale. Hai să ne prefacem când am zis asta. Ce-i cu blocul ăla care zboară? Este un oraș aproape cât de oraș, sat. Direct în sat mă duc. Noaptea asta dorm direct la ei. Stimați oameni care trăiesc în această zonă, am venit să vă cuceresc. Orașul, timpul, nervii. Mă, ce bine arată tot, nu pot să cred. Frunză verde internet. Astăzi n-o să fiu poet, voi fi doar un mic miner care caută un fier. Cred că sunt prea șocat de faptul că am noroc cu casa. Că să mă gândesc la ceva tare. Hei! Ok, nu. S-a auzit ceva urât. Și undeva pe aici sunt zombies. Oai, ce frică mi-era de sunetele zombie. Am și uitat că sunt atât de nașpa. Oai, urât, fac, zici că au COVID în pana mea. Așa flegma un gât. Oai, fucked up sună. Aici ai undeva. V-am zis eu. Ce faceți, băieții? Totul bine? Dita! Du-te, mă, de aici. Care erau șansele? Bă, mari. Trebuie dacă își pune gravelul, o să cadă gravelul și o să fie oprit spawnerul. Hai că-i tare strategia. Ați crezut, bă, ați crezut că aveți șanse. Sunt prea bun și pe hardcore. Stai totuși să plec de aici, că mi-e frică. Domnule, aș vrea să fac o plângere. Este aici un grup de zombi ale ei. Trebuie să fac repede un pat sau să... Oh, să găsesc repede un pat. Fuck, no. Zi-mi că mai este un pat pe aici. Bă, vine noaptea și deja am și uitat. Nu vreau să moară proștii din orașul ăsta. Eu dorm. Ah, mi-a fost frică. Bun, hai să tratăm problema zombilor. Dar nu mi-este frică. Hai băieții, hai un pic, vreau să vă zic ceva. Vrei niște salam? Melon. Ah, pot să-mi fac cățeluș. O să și numesc cățelușul. Sunt bine? Bun, și eu. Am plecat, ciao. Băi, de unde am venit eu? Parcă dincolo. E timpul să-mi iau un cățel. Hai că încep foarte bine, nici măcar n-am un târnă cop făcut. Hă? Dincolo am venit. Parcă da. Cățeluș. Eu vreau cățeluș, că-i drăguț și simpaticuț, atât. Juicy, hai aici, juicy. Atât! Cuțu! Am cuțu. Am doi cuțu. Haha! Bă, eu cu băieții grei. Am trei căței și sunt frumușei. Haide băieții, este timpul să explorăm și să câștigăm. Bă, o să am o armată de căței, o grămadă de frumușei. Dar o să-i las undeva în oraș, îți dai seama că nu o să car cu mine. Sau, din potrivă, stai aici și stai aici. Undiță, perfect, pot să mă petrez și cu pisica. Pot să fac un micuț aici, o cutie, un mic stash. Enchanted golden apple. Ce se întâmplă dacă îl mănânci pe ăsta? Atât! Bă, ce prost sunt. Trebuia să nu-l mănânc acum. Dar ce? Nu-i problemă, pot să-l fac eu de la zero. Ce sunt ăsta sărac, ai nevoie de caritate, nu e adevărat. N-aș distruge spawnerul ăsta pentru că poate să fie folosit ca fermă de experiență. Ce faci, domnule? Vrei să facem negoț cu bețe? Da, clar! Stai că-ți dau câte bețe vrei. Peste ochi. Te rog numai să nu mori. Dacă bețe vrei, bețe primești. Nu mi-e frică de babau, nu mi-e frică de babau. That's a lie, e o minciună, mi-e frică de babau. Dar nu poți să trăiești în frică toată viața. Las pe ce fac eu mare fermă de zombălei. Mă duc să-mi caut fier în altă parte. Vreau să-l bat pe prostul ăsta, nu mi se pare foarte etic. Vreau să-l protejez, să-l salvez. Bă, dar ce control au câinii, se lasă mutați de pisică. Tu nu comenta că dau drumul pe ei. Mâță. Bine, țuca. Bun, am pisică, am căței. 1, 2, 3. Este timpul să plec, să cuceresc teritorii noi. Băieți, sunteți gata? Hai repede să căutăm o gaură în pământ. Na, asta e, nu muriți. Vă rog, e frumos.
O să facem o strategie foarte dubioasă, în care pur și simplu o să sap. Nimic mai complicat. Ce prost că nu mi-am luat lemn ca să mai fac unelte. No, aici petrecem noapte, băieți? Să putea mai rău. Am gândit cu fundul această excursiune. La ce am făcut acum? Doamne, bate în capul. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat, m-am blocat. Singur. Bă, ce m-am căcat pe mine când a făcut mărul ăla. Nu te duce, stai jos, stai jos. Azurel, 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 Azurel. Nu, s-au dus băieții. Nu vreau să muriți, bă, dar scăței de luptă, bă, n-ai ce să le faci, bă. YOLO. Nu-mi e frică de babau. A, ce frică mi-e de babau. Mi-a explodat câinii. Nu mai sunteți. Și-am fugit. Ce mi l-o spart, bă! Azurel, nu te vom uita niciodată decât în 3 minute. Îți mulțumim pentru cele 15 minute de joc pe care probabil ne le-ai oferit. Ne întreb un arc. Nu mai... Te rog, nu mai muriți, mă, nu mai muriți. A fost cel puțin. Și ălalt a picat ca un prost. Doamne! Și eu am picat ca un prost. Bun, suntem consistenți, suntem o echipă. Bun, printre primele chestii pe care trebuie să le fac este un scut, pentru că bag piciornii de creeperi. Ce trebuia să-i dau la câine să mănânce? Carne? Nu prea am carne. A trebuit să sacrific niște oi pentru asta. Și fiindcă ăsta este câinele care a rămas în viață, o să fie câinele care primește un nume. Restul a fost prea slab. Băi, am o admirație foarte mare pentru oamenii care pot să facă gaming de când am început să fac și eu gaming, că trebuie să fie entertaining as fuck. Să poți să dai dume într-una, să fii concentrat și la joc. Pur și simplu trebuie să faci multitasking și eu cum nu pot să fac nici single tasking, mi-e destul de greu, trebuie să recunosc. Și mă gândesc că o să fiu mai fan, de exemplu, pe stream să fac chestia asta, pentru că atunci pot să interacționez și cu voi, să mă și joc, să fiu și atent, nu? Tot multitasking, dar așa măcar știu că nu trebuie să scot cuvintele din fund. Și da, o să vreau să fac și streaming. O grămadă e streaming, pentru că e fun. Băi, lăbuș, știu că ți-e dor de Azurel și de Patrocle, dar totuși nu-mi sta în cale. Că vei suferi soarta lor, sunt foarte rău. Sunt ca Vlad Alexandrescu. Sau Prof Online. Doamne, scandalul cu Prof Online, ce căcat a fost. Ai dreptate, am nevoie de mai multe chestii mai echilibrate, de exemplu de torțe. Atât, hai că moartea celor trei n-a fost în van, n-a fost în vană. Facem fier! Facem foarte mult fier. Bă, sunt foarte dornic să mă joc cu ideile alea de redstone. Cât de fain putea să fie să construiești chestii automate. Că am fier, acum pot să fac ce vreau. Sunt așa bucuros ca unul care tocmai a furat o bicicletă. Îmi fac eu o topitorie automată. Mamă, să fie totul pe șine. Prima chestie, papuci. Deci papuci Gucci, ești nebun. Pot să calc pe sticlă acum cu papuci ăștia de metal. O căscuță ca taximetriștii. Arăt bine acum. Scut, bă, scut, îmi trebuie scut. A, am scut, am scut, pot să mă apăr de chestii. Cât timp nu mă trezesc cu un creeper în spate, e bine. Nu mori, nu mori, nu mori, nu mori, nu mori. Este absolut suficient pentru prima zi. Mai mult nu e nevoie, am să mă mulțumesc cu atât, pentru că nu trebuie să mori. Mie mi-ajunge pentru prima expediție și fix acum e noapte. Oh, fuck, hai să fug repede la casă. Dragii mei, eu și cățelul să vă lăsăm. O să vreau să fac din chestiuța asta o mică serie, pentru că m-am distrat făcându-l pe primul și m-am distrat și cu asta. Dacă vreți, stați, dacă nu, nicio problemă. Ne vedem și în alte clipuri și până atunci, eu vă pup. Ciao!